prieteni, vă salut și eu pe toți care mă urmăriți și care nu mă urmăriți. Astăzi pescuiesc la mămăligă. Mămăliga care am pus-o și pe YouTube. Să vedem dacă dă roade. 100%. 100% o să dea roade. Pescuiesc cu montura care o știți. Forfac 10 cm. Vârtej, un stop. Asta de cauciuc să nu dea plumbul să rupă aici de la nod, de la forfac. Pluta de pe un. Bățul de 3 metri. Fir de 0,16, linia principală, forfac, la forfac am un 14, un 0,14, dar ăsta de 14 e mai tare ca ăsta de 16. Dar am vrut eu să-i pun de 16 aici, așa, că se neacă foarte repede. Ăsta de 14 nu prea se neacă și mie nu-mi place să-și adă firul pe deasupra apii. Să-și adă necat, ca când dau în el, să dau sigur. Așa sare, dacă stă pe apă, sare, sare din gura lui. Mă înțelegeți? Cine e pescar înțelege treaba asta. Pentru începători e mai greu. Și ce să vă zic? Să vedem dacă prind și eu ceva. Mamă, ce trăsătură ne poate. Ciortan. Opa! Da. Nu, nu, stai acolo, stai acolo, ne poate. Stai acolo, ne poate. Da. E greu să taie la mine. E greu. Ai văzut, ne poate, că tot eu am spart gheața. Bravo. Da? Tot eu ne poate. Până iei tu, ce baba cu colaci. Uite și acum frumos îl băgăm aici și la minciug. Hai tata, hai că te-am obosit, fleaș că te-am făcut. Pa, cu tata. Uite, singur a intrat. Ai văzut nepoțel? Că tot eu am spart gheață. S-a dus iară. Incredibil. Incredibil. Da, nepoțele. Deci am spart tot eu primul gheață. Uite așa. Ce să faci? Pe mine mă iubește. Pe mine mă iubește peștii ăștia. Nu știu de ce. O iubi pe mine. Știe că le dau drumul, mă. Ce zici? Mă duc la el, îl distrez, că știu că ne dă drum. Băiat bun. Frumos. Frumoasă palașca. Am prins vreo 3 crapi, dar frumoși crapi, așa, la vreo 1,5 kg, 2 kg și vreo 4 carași. Că la ce dai? Că la mămăligă dau. Uite, mă, Ciortan. Și acum s-a băgat și în locul ăla. Dacă mă vede aici, că am luat acum, dacă mă vede. Și măi, nu. Măi, dar filmează camera asta? Nu știu dacă filmează. Da, băi, mai frumos, rău de tot. Săptămâna trecută, când bag pe ăsta, că e față, am văzut acolo. Dar frumos de tot care asta, frumoasă rău de tot. Ciortănel. Ciortănel, prietenaș. Aha. Aha. Nu l-am scăpat. Ai văzut ce a dat acolo în firile alea?
E crab mari. Mama, ce a săltat o mâncață și toată. E ciortan. Da, ciortan. Unde te duci, mă? Unde te duci, mă, tata, mă, că te-am obosit, mă? Ce mi-e scârbă de verdeață asta? Scârbă de verdeață asta? Unde a venit verdeața asta aici, pe capul meu? Ciortan frumos, ciortanel negru. Pupă-i, tată. Dea și un like, să aboneze la canalul meu pentru video frumoase. Azi la kilogram. Au tot ce mare e. 100% cred că are un kilogram. Au tot ce mare. Ciortan, da? Ciortanel. Hai, unde te duci, mă? Face așa. Mereu îmi face așa. Tare. Sălbatic. Foarte sălbatic. Ce frumos e de ciortan. Ciortan, după aia, ce periculos e. Ciortanelul. Te duci, mă. Nu
Incredibil ce periculos. Pericol. Pericol social. Frumusețe. Da. Am văzut ce frumos a saltat-o. Frumos. Cred că e tot un ciortan, da? O, s-a băgat aici sub podul ăsta aici. Ciortanii. Ciortan. Ciortan luptător. Așa. Uite așa. E niște pescari mai pe partea ailaltă. I-am înnebunit. Nu că mă dau eu mare, dar i-am înnebunit. I-am înnebunit. Ei nu prinde măcar unul. Nu știu. Nu știe să pescuiască, na? Normal. Dacă nu știe, ce să le fac eu? Ani titel. Da. Ciortanel, da. Trăsătură foarte. Nu-mi place deloc. Nu-mi place. Niște trăsături anemice, aiurea. Aiurea rău. Nu mănâncă el așa cum vreau eu. Da. Uitați ce trage. Ciortanel. Ăsta trage așa. Vedeți? Ăștia mici trage așa aiure. O ciocăne. Opa, opa. Da. Michitel. Asta nu-l mai iau cu minciu, că e mic. Ciortănaș. Da. Opa. Bă, ce trage. Trage. Trage.
Tan vioi așa? N-am văzut așa vioi. Și o tandă ăștia sălbatici vioi. Uite-l. Frumusețe rară. Foarte greu. La băți, balta asta e aur, mină de aur. Da. S-a luptat tot în sus, cred că e un ciortan. Las cum se face bățul. Vede, nu? Uitați. Că dacă era bățul rigid, ba ce da de la forfac, ba era ceva. Dar e bățul exact ce trebuie pentru așa ceva. Normal că la un profesor trebuie să ai vescule bune, nu? Frumusețe. Îmi place mie să zic frumusețe, că e prea frumoși. Da. Tortonel. Frumos a tras. A saltat-o frumos în sus. Da. Hai, mă, unde te duci, mă? Unde te duci, mă? Ce bătăios e. Opa. Vreau să bagi în cărăcile astea aici și... Ce vioi e. Uite, mai a căzut și camera. Foarte vioi. E în forță de la tânăr. Vezi, cârlic de 10. Se vede, nu? Nu știu dacă se vede bine, că eu nu văd de soare. Pa? Da. Ce frumos a săltat-o. Un caraș. Ați văzut ce diferență între un ciortan trăsătură și un caras? Carasul nu-i sălbatic așa ca ciortanul. A dat un pic în ea și la a doua trăsătură așa mai a săltat în sus. Frumos. Au ce burtare. Cred că nici acum n-a depus siclile, unii din ei. Cam atâta, prieteni. E o căldură foarte mare. Am cam 3 ore de pescuit, așa, nu pot să mai stau. Uitați, îmi purge sudoare, transpirație în ochi. E o căldură foarte puternică. Nu pot să mai stau, oricum am prins. Să-l și eliberez. Dau o parte asta aici, așa. Epa.
vede, nu? Se vede, cine știe, cunoaște. Și apa caldă, nu vreau nici să moară. Uitați, prieteni, ce am prins. Deci, cam 3 ore, cu mămăliga care am pus-o și pe YouTube, cu montura care o știți, frumusețe. Să le dau și drumul, ca să nu cadă cam în apă. Eba! Se vede, nu? Se vede. Aici e bine, aici. Taci. Hai, tată. Duceți-vă. Opa. Nu vreau să-i țin nici mult pe deasupra, nu mai stau. Am prins. Că dacă stă mult pe deasupra, moare. Se încălzește apa pe deasupra și moare. Și nu vreau să-i rănesc. Nu vreau să-i rănesc. Dacă nu-i iau, ce rost are să-i omor eu. Aveți cuvântul meu că ăia după partea de acolo, nu știu dacă se vede. N-a prins nimic, și a venit înaintea mea ei. Se vede, nu? Ăștia după aici. Vede vreo 4-5 mașini acolo. Nici măcar unul. Nu știu de ce, nu știu. Nu mai zic nimic, să mă dau eu mare, că nu mai zic nimic. Că pe urmă iară vă luați de mine, că mă dau mare, că sunt pescar, că vin eu pe România. Păi prin pește și în România și pe orice baltă. Dar eu vin aici, că în primul rând e aproape de mine. Am fost la niște bălți în Prohibiție, dacă mă duceam până martie, așa, acolo unde am fost eu, poate că luam crab mare, 15-20 de ghiri, acolo e crab mare. Dar eu am fost la sfârșitul mai. Și n-am prins nimic, decât un ciortan, mi se pare că am prins, da, un ciortan la palmă, așa, mic de tot, doar o trăsătură aiurea, la lansete. Cel mai frumos pentru mine, care mă distrează pe mine aici și așa, la plută. E și aproape de casă, e cam vreo 3-4 km de casă. Stau 2-3 ore, am plecat, asta e, nu postez nimic, am zis aia. În fine, să trecem peste asta, vă pup și vă iubesc și vă respect la toți, pe toți care mă urmăriți. Până data viitoare, fire întinse, vă pup și vă iubesc. De aici, din Valencia, Spania.